Bună seara, astăzi vom face mazăre de post. Prima dată tocăm ceapa mărunt, mărunt. Înainte de asta am tocat și câțiva căței de usturoi. Apoi am tocat un ardei gras, morcov și câțiva cartofi. Punem la încins ulei, punem usturoiul, ceapa, amestecăm puțin, apoi punem puțin sare și restul legumelor în oală și puțin pe lângă. Amestecăm din nou. Bine, bine, bine. Apoi turnăm două cani de apă și a doua cană. Așteptăm să fiarbă. Important să fierbem legumele foarte bine, pentru că mazărea se fierbe foarte repede, sincer. Dar mai întâi fierbem legumele. Apoi, după ce legumele au fiert, punem suc de roșii, bulion și amestecăm. Când sosul s-a îngrășat, adăugăm și mazărea și o amestecăm și pe ea. Gustăm, bineînțeles, să vedem dacă mai trebuie ceva. Punem la sfârșit mărar, de preferat proaspăt, eu nu am găsit proaspăt. Două foi de dafin, foile de dafin mai bine le punem la început, ca să dea gust mult mai bun. Și poftă bună!